Knock, 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 knock. Salutare și bine te-am găsit la un nou episod de GTA 5. Astăzi avem episodul cu numărul 13. Bun, după episodul nebun în care am avut o aventură extrem de comică în favoarea lui Michael, mai mult că a trebuit să salveze fetița, fata, mai bine zis, de la ceva probleme pe care le-a avut. În orice caz, sunt sigur că ați văzut episodul de ieri. Hai să vedem și episodul de astăzi, cam cum stăm, și rămâne de văzut prin ce aventuri mai trec cei trei protagoniști ai acestui miniserial, ca să zic așa. Bun, Michael, primește un telefon. Hey, Lester. Mike, hey, I'm transferring your cut of the jewel store take to your account. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Ah, thank God for that. I'm nearly done. O tanti, tu ștergi praf acolo sau nu? Ha, bun. Vai, ce ploaie, Michael. Ia să vedem ceva. Hai că se vede, perfect. Hai să-i dăm drumul la episodul cu numărul 13. Mă, se pare că trebuie să mă duc aici. Și nu știu dacă asta va fi misiunea mea. Sau acum eu fi. Rămâne de văzut. Îi dăm bice totuși. Vă mulțumesc pentru like-uri și subscribe-uri. Acolo. V-am mai spus, suntem 296. Și ce frumos ar fi dacă mai aduna încă 4 încă 4 abonați. Hai, treci. Nu mai mult. Nici mai mult, nici mai puțin. 4 la număr. Vă mulțumesc pentru cea susținerea voastră. Apreciez foarte mult că sunteți acolo și mai lăsați și comentarii din când în când. Hai, Michael. Era să o comitem aici. Așa. Like și share dacă îți place episoadele cu GTA 5. Multe nu are să mai fie. Nu știu sigur cam cât la număr. Dar ne apropiem de finalul. Cum să zic eu? Al episodului. Al serialului. Mai bine zis. Ori trebuie să mă duc cu Michael, ori cu... Oare cu cine trebuie să mă duc acolo? Hai să vedem. Da, n-a fost să fie. Du-te, mă, și lasă-mă. Și mă înjuri atât. Vezi-ți de treabă. Hai că se oprește ploaia până ajungem acolo. Aaa, mi se pare mie că știu treaba. Da, o știu. Bun. Trebuie să ajungem aici, sau, nu, pe partea cealaltă a B-ului și cred că trebuie să urcăm pe sus pe undeva. Da. Aha. Da, mă, hai. Hey, brother, what's going on, brother? Aude, mă, ăștia fac selfie pe aici. Bravo, mă, nebunilor. O țineți de selfie, voi. Bun. Davy. How you doing? About as good as can be expected, but the news is not good.
I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davey, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. But we haven't really talked about anything either. If not when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well, then we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy, Ferdinand Karamov. Okay. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? Hulk. I have always kind of liked you. Call me when you wake up. I'll tell you. Bun. Și acum l-a luat-o Michael. What we got? John Doe, white male, overweight, in his late 40s, possible coroner. Take a peek. The fat deposits. Și trebuie să scape din spital. Suggest a fondness for bleeder burgers. We're probably about to find one in his gut, still in his wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of redwoods. See the broken capillaries around the nose? Alcoholic. I wouldn't take any bets on the state of the liver. Ah! Oh, Jesus! God! Back from the dead, motherfucker! Bun. Come out! Hands in the air! Come on. Might be in the other room. Bun. Așa. You want to end up on the slab? Bun. Avem armă? Da. Avem armă. Dar nu o să folosim armă pentru că ar fi și păcat. Stai să vedem pe... Hey, PC. Ești pe lumea cealaltă, am înțeles. Guess you can't judge a corpse by its toe tag. I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help. But you'll have to get upstairs if you're gonna get out. Nice. You, freeze! Hands up! Cover yourself! Da, dacă tu zici. Așa. Mai e unul. A, da. Jos, culcat. Ok. Ok, l-ai cam luat pe Michael puțin. Vedeți-vă de treabă, da.
Păcat, n-am reușit. Hai că o să reușim noi într-un final. Ușurel să ieșim de aici. Ah, ideea e că trebuie să... Bun, s-ar putea să mai vină unul. Da. Trust me. I'm not interested in the truth. Bun, jos. You fucking cheat. It's all a big misunderstanding. Hai, mă, bă, dar repede mă mor. Vorba lui cineva, împii mei. Da, reușim noi să trecem de aici. Cumva. You, freeze, hands up. Jos, culcat. Nu azi. Ai, mă, că aici mă mor, frate. Ah, ce mă enervează. Mai încerc o dată. Schimb, nu o să-i dăm, că nu-i frumos. E mai greu aici, firar, să fie. Hai, hey, nu acum. Lucat. M-a dus să iau glanțele lui. Așa. Bun. Nu e aici. Hai. Ați venit? Oh my god. Oh my god. Hai. Bun. Cu nume de glanțe că e jale. Uite bă, chiar ăsta. Băi. Băi. Nu mă las. Nu mă las. E cam greu un pic, dar trebuie. Și ăsta zice acum stai. Nu azi. Sunt ocupat. Trebuie să am... Așa. Să am glanțe, că altfel... Hai. Vine careva. Ah. Bun. Hai. Nu mai vine niciunul? Încarc arma. Avem 63. Prima oară vine de aici. Bă. Iar mă omoară. Nu. Nu. Vine, tu tragi. Eu trag. Așa, mai vine. Bun. Pare să mai vină. Fuh. Bă, da, viață pe aici. Să vezi că nu o să pot să iau viață. Regroup.
No, 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 no. Uf. Bun. Mai vreau unul? Nu. Trebuie să-mi iau viața de aici. Așa. Opa. E unul pe aici. Corect. Hai, ieși. Jos. Hai să intrăm un pic pe aici. Avea cartușe, omul? Aia zic. Cartușele lui. Drumul nostru către ieșire. Aici nu e nimic. Hey, you're a threat to national security. Come on. Oh. No! Iar mi-a luat o grămadă din viață. Bun. Bun, bun, bun. Asta e viață. Și aici? O ușă. Da, să vezi că ușa e în altă parte. Bă, dar trebuie să iau ceva, văd. Trebuie să ajung undeva. Ia. Aici, la lift? Shit. Need to take the stairs. A, cică, îmi trebuie scările. Dar trebuie să mă întorc înapoi să iau ceva. Și ce anume, nu știu. Da-te, comet. Mă, nu știu. Ceva trebuie luat de aici. Ia. Pe aici să intrăm? Da. Hai. Ah. Hai că mai e unul. Da, 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 mai e unul. Nu e nimeni. Da? Hai că mă omoară, mă! Fuh! Vreau să-mi iau din viață. Hai la mamă. Mai e ceva pe aici. Ah. Nu știu. A? Am mai fost aici, pe aici am venit. Dar... ceva cu verde pe aici. Da, da. Jos. Uf. Cât paci? Hai. Aia zic. Sure. Aici pare să fie ceva. Hai și mai. De unde? Aha.
Bun. Să ne revină viața. Fuh. Și bineînțeles, să facem plinul. Băieți, ceva e aici. Un scut, văd eu. Hai să intrăm aici să luăm. I don't know what you're doing here, but you won't be doing it much longer. Don't push me. Carry on with your business. Corect. Fuck it, dick. I need some cover here. Băi, mai eu. Ah, e mort. Bun. Bun. Ăsta zicea să-l iau. Acum să facem curățenie pe aici. Și merge să ieșim chiar pe aici. Să nu mai stăm să mai... Așa. Și cumva pe aici. Sau partea asta. În partea asta mi-a arată să ieșim. Și uite, am și viață. Așa, pe aici. Aici, mă? Ah, fereastra asta. Poate trebuie să sparg. Aia zic. Ăla-i tati. Ia să vedem. Se pare că acum trebuie să scăpăm și de poliție. Da, da, da. Aia zic. Bun, 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 bun. Fugi, fugi. Bun, 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 bă, hai bă. Mamă, ieșire greșită. Mă, băi, nu mai știu să ies. Oh shit. Nu l-am văzut. Bă, și m-am dus direct în poliție. Aventura, strigațura, să nu vă dați niciodată de-a dura. Mergem pe contrasens. Hai mașinuță, hai. Hai, hai, hai. Trebuie să dăm cu spate, trebuie să scăpăm. Aia zic. Fugi, Michael, fugi, 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 fugi. Uf. Bravo, Michael. X. Hai să vedem dacă reușim să scăpăm de ei. Te rog. Zic că reușim. Da, m-a văzut. Fugi, Gogule? Again, aventura de-a dura. Hop, bine. Mai fugim altă dată acum, suntem ocupați. Uite, altă poliție în față. Uf.
Mama mea. Aventură, frate. Să scape Michael acum. Mai ales că a scăpat și din spital. Ae. Uf. Unde mă să ne băgăm, mă? Hai pe aici, în dreapta. Dă-te, Gogule. Dă-te, Gogule. Dă-te că sunt în graha. Bă, pe aici vine poliția, nu? Hai, hai. Aha. Ia capul jos. Oare reușim? În spate nu vin. Hai cu metre. Haide, haide. Nu. Hai, mă. Scăpăm sau nu scăpăm? Ăla-i, mă. Fuh, Franklin. Hey, Mike. Yeah. Hey, we need to talk. Quick. Meet me at those oil derricks just outside town, El Burro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Why, cuz... Dave, the hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something what? In the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. No. Whoa. Bun. Hai că am reușit. Facem drept aici. Bă, nice, nice. Săracul Michael, prin ce a trecut? Hai că ajungem aici. Ok. Franklin, what's going on? You gotta get out of town. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? You remember, I told you I know people. Feds who looked after me when I retired. You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit. Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Oh, yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown. I mean, he's an okay guy. Fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me, I didn't reveal secrets of his, and everything was cool. Problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Yeah, oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? I think so, shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's... I don't... Hell walking on Earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history.
complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood here, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides, you know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. Way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy, run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now, come on. You better take off. All right, man. I'm with you. Bun. Ia să vedem. Ce are de făcut Mister? Ăsta micu, dar misiunea rămâne pe aici. Și rămâne ca pe viitor, în episodul de mâine sau când va fi, să aflăm ce se întâmplă. Asta fiind spuse, vă mulțumesc frumos și sper că și la acest episod vom avea ceva vizualizări. Iar mulțumită vouă prin like-uri și subscribe, reușim să ne adunăm cât mai mulți aici pe acest canal. Asta fiind spus, episodul 13 se încheie aici, vă aștept și la următorul episod, până data viitoare, nu uita like, share. Ciao, ciao!